Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlu. În clipul de azi voi testa un kit de amplificare audio cumpărat de pe AliExpress cu binecunoscutul integrat TDA7377. Ca să spun sincer, am văzut numai cuvinte de laudă la adresa acestui amplificator, fiind unul dintre motivele pentru care am vrut să am acest kit. Iar al doilea motiv este că PCB-ul nu arată rău deloc. Fața acestuia, din câte se vede pe alimentare, avem o diodă. E SR540, fiind una Schottky de 5A, în cazul în care alimentăm invers să nu ardem integratul. Condensatorii de pe intrare de 470 nanofarazi, cei galben din poliester, acesta și acesta. Îmi place cum au făcut notațiile, alimentarea plus minus, ieșirea din dreapta plus și minus și în partea asta din stânga plus și minus. Și spatele PCB-ului. Avem și un LED de indicare că circuiturile este alimentat. Sunt curios ce culoare e. Un defect bizar cu care a venit acest kit este prinderea integratului de radiator. Inițial era prins într-o parte prin intermediul acestei găuri. Da, era nasol prins. Nu înțeleg de ce. Sunt aproape sigur că acest radiator nu este pentru prinderea de PCB, deoarece nu se lovește, din câte se vede. Se pare că chinezul s-a grăbit și a pus unul care nu era pentru el. În fine, a trebuit să fac eu o gaură separat pentru a fi în regulă. Și am scos eu condensatorii electrolitici de 3300 de microfarazi fiecare. Sunt în paralel puși pe alimentare, deoarece vreau să văd denumirea integratului. TDA7377. Bineînțeles că o să îi lipesc la loc când voi face testele. Și pentru că radiatorul original cu care a venit kitul mi s-a părut un pic cam mic, am zis să-l pun pe acesta de față. Am făcut gaură în zona asta de prindere, aici, și în comparație cu cel negru, se vede că e diferență masivă între ele. De 3-4 ori mai, mult mai mare. Ca să am răcire suficientă pe el, pentru a nu sta cu griji că intră în limitare și așa mai departe. Să ștergem puțin cu alcool izopropilic în zona asta și pe integrat să punem pasta termoconductoare. Să testăm un pic pe muzică, din câte se vede am pus cele două condensatoare de filtrare pe alimentare. Îl vom alimenta la aproximativ 12V, cu ocazia să vedem ce culoare are LED-ul respectiv. Da, verde. Nu s-a auzit niciun poc nimic. Inițial am crezut că ar fi defect prima dată când am pornit amplificatorul, am crezut că e defect ceva, că nu s-a auzit nimic. Eram obișnuit cum era în cazul altor amplificatoare să se audă acel poc de pornire. Și ca să demonstrez că totul este în regulă, vom porni muzica, dăm play. Deocamdată este fără niciun reglaj de ton. Să pornim și cu bas. Să continuăm cu măsurarea puterii acestui integrat TDA7377. Îl vom alimenta la tensiunile de 12V și 18V. Inițial mă gândeam să alimentez direct la 18V, dar am zis că haideți să vedem și la 12V. Să pornim alimentarea. Gata. Să vă arăt că l-am alimentat la aproximativ 12V. Mă rog, e un pic mai mult, dar nu contează. Aproximativ 12,1. Pentru cei curioși, curentul de mers în gol al acestui
integrat este de aproximativ 90 de miliamperi, cu aproximație. Să pornim generatorul de semnal. Un moment. Acum vom măsura pe impedanță de 4 ohmi. Sunt două rezistoare de câte 8 ohmi fiecare, legate în paralel. A intrat în clipping, curat aproximativ 20 de volți vârf la vârf. Să verificăm și pe 8 ohmi. Am lăsat un singur rezistor de 8 ohmi. Aproximativ 22 de volți vârf la vârf. Am modificat tensiunea la 18 volți pe alimentare. Aproximativ 18 volți, puțin mai mult. Prima dată pe impedanță de 4 ohmi. A intrat în clipping. Aproximativ 30 de volți vârf la vârf. Iar acum pe 8 ohmi, alimentat tot la 18 volți. Aproximativ 32 de volți vârf la vârf. Iar acum vom continua cu măsurarea răspunsului în frecvență. Am alimentat kitul la aproximativ 12 V, iar impedanța pe ieșire de 4 ohmi, care per am reglat la frecvența de 1 kHz și tensiunea de aproximativ 12 V vârf la vârf. Să reglăm frecvența la 20 de Hz. La aproximativ 20 de Hz avem 8 V vârf la vârf. Există o atenuare, ceea ce e și normal, pentru că pe intrare avem un filtru trece sus. Să modificăm frecvența, observăm că își revine așa cum este normal, 40 ceva de herți și își revine rapid. Aș putea spune că și-a revenit aproape complet. Da. Și aici este liniar. E în regulă. Pare o ușoară, dai atenuare pe înalte, dar da, practic nu există. În banda de până în 20 kHz e perfect. Hai să crește mai mult, să vedem. Ah, atât. Nu, de ce mai mult, că nu e nevoie. Ca bonus m-am gândit să vă arăt cum arată și semnalul dreptunghiular la ieșirea acestui amplificator. Amplitudinea am reglat-o din acest potențiometru, că din generatorul de semnal nu am reglaj de volum pe semnal dreptunghiular. La 1 kHz să creștem frecvența. Hai să vedem la 10 kHz. Așa arată la 10 kHz. Iar acum să tragem și concluziile. Observăm că dacă alimentăm circuitul kitul la 12 V, pe 4 ohmi avem 12 W, pe 8 ohmi 7 W, iar dacă alimentăm kitul la 18 V, pe 4 ohmi avem 28 W, iar pe 8 ohmi 16 W, putere reală. Răspunsul în frecvență consider că este unul spre foarte bun. Pe frecvențe medii înalte e chiar foarte bine. Pe frecvențe joase atenuează, dar asta și din cauza acelui filtru pe intrare. Filtru trece sus, high pass filter.
compus din un conectator în serie și paralel un rezistor, fiind incorporat în integrat. În cazul acesta, dacă m-am uitat bine în data sheet, în interior fiind 4 canale, iar acest kit fiind în configurația câte 2 canale în punte, avem impedanță pe fiecare intrare de aproximativ 15 kΩ. Așa că, da, ai putea, bineînțeles, ca să mărești valoarea acelui condensator, dar chiar nu-i nevoie. Consider că este suficient, ținând cont de faptul că nu prea sunt, v-am spus la alte clipuri, nu știu dacă am tăiat la montaj, că sunt rare incintele, boxele care se coboare sub 40-50 Hz. Deci, da, consider că integratul iese pe placul meu, chiar e printre favoritele mele în prezent. Mai sunt câteva care tot la fel le-am testat, unele, altele nu. De exemplu, LM1875 sau LM3886. Mai există încă unul care aș vrea să-l testez, este TDA1514, care mulți îl laudă și, ca să fiu sincer, sunt și eu curios ca să-l testez într-un video viitor, într-un episod viitor. Cam aici ar fi. Voi ce spuneți? Ați testat TDA7377? Cum vi se pare vouă? Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!